La pomenirea soborului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, Sfânta Liturghie a fost oficiată de preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord în paraclisul Centrului Episcopal din Stockholm. Să îți închizi urechile ca ceea ce auzi să nu coboare la inimă. I-a îndemnat ierarhul astăzi pe cei prezenți, arătând că și Mântuitorul și Sfântul Proroc Ioan au fost defăimați de oameni. Ce a venit Ioan nici mâncând, nici bând și spun, are demon, auziți? Îl ponegreau pe Ioan. Rostind această blasfemie la adresa acestui mare profet, acestui mare drept, acestui om al lui Dumnezeu, învinuindu-l că are demon, că e demonizat, auziți? În ce înșelare se aflau? În ce învârtoșare a inimii se aflau acei oameni? Și mai spune Domnul despre el, a venit fiul omului, mâncând și bând, și spun, iată om mâncăcios și băutor de vin, prieteni al vameșilor și al păcătoșilor dar înțelepciunea s-a dovedit dreaptă din faptele ei. Să nu te descurajezi dacă ești ponegrit, dacă ești nedreptățit, dacă ești calomniat. Gândește-te că însuși Mântuitorul, însuși prietenul, înainte mergătorul și botezătorul și prorocul său Ioan, de asemenea, a fost nedreptățit, calomniat, chinuit, persecutat și în cele din urmă decapitat. Deci să nu te descurajezi. Acum la final îți spun la inimă doar un cuvânt pe care eu l-am citit în învățăturile Sfântului Ioan Gură de Aur. Sfântul Ioan Gură de Aur îi îndemna pe cei din vremea sa care erau foarte necăjiți, fiindcă nu puteau să închidă gura lumii. Și le zice așa, să închizi gura lumii nu vei reuși niciodată, însă ceea ce poți să faci este să îți închizi propriile tale urechi, ca tot ceea ce auzi să nu se coboare la inimă. Ierarhul i-a felicitat pe cei care astăzi și-au sărbătorit onomastica. Mâine, preasfințitul părinte Macarie va sluji la paraclisul centrului episcopal din Stockholm.